HCM Constanța a fost învinsă duminică în deplasare cu scorul de 25 la 24 de echipa spaniolă Atletico Madrid în cea de-a șase partidă din grupa B a Ligii Campionilor. HCM a avut o evoluție bună în primele 20 de minute când a jucat de la egal la egal cu Iberici, însă a cedat ritmul pe finalul partidei. Principalii marcatori ai Constanțenilor au fost Toma cu șase goluri, Angelovski cu 5 și Cebreghi cu patru reușite. Campioana României rămâne cu o singură victorie în grupa B a Ligii Campionilor, 22 la 17 cu Celie. După șase etape, HCM Constanța ocupă în continuare ultimul loc al grupei B, cu două puncte. Campionii României vor disputa următorul meci din grupa B a Ligii Campionilor la Constanța, în data de 29 noiembrie, în compania suedezilor de la Savehov.